Bună ziua! Astăzi voi face budincă de griș cu lapte. O budincă foarte ușor de pregătit și foarte gustoasă. Și o să vă arăt și vouă cum o voi pregăti. Pentru această rețetă voi avea nevoie de 500 de ml de lapte, 5 ouă, 50 de grame de unt, 150 de grame de zahăr tos, esență de vanilie sau de rom, 100 de grame de griș. Iar pentru sos voi folosi zmeură și voi avea nevoie de 100 de grame de zmeură. Într-un vas voi pune grișul, voi pune zahărul, esența de vanilie. Voi amesteca grișul împreună cu zahărul și esența. Între timp, puneți laptele la fier și lăsați să dea într-un clocot. Apoi opriți seara gazul. Și voi amesteca grișul împreună cu zahărul și esența foarte bine. Și acum voi pune laptele care a dat într-un clocot. Îl puneți într-o cratiță, cele 500 de ml de lapte și le fierbeți, îl fierbeți, îl dați într-un clocot, apoi turnați totul peste griș. Și voi amesteca totul. Voi răsturna totul într-o cratiță. Și o voi pune din nou pe aragaz și voi lăsa grișul împreună cu laptele și zahărul până când grișul se va îngroșa. Grișul este gata, a început să se îngroașe. Voi opri aragazul, iar peste griș voi pune untul și îl voi lăsa și cu acesta să se topească. Voi lăsa grișul să se răcească foarte bine. Aici am galbenușurile și albușurile, le-am separat. Galbenușurile le voi da deoparte și voi mixa albușurile simple până când se vor întări. Am terminat de mixat bezeaua până când totul s-a întărit. Voi da bezeaua la o parte și voi mixa galbenușurile până când se vor face o cremă. Am terminat de mixat și galbenușurile. Acum voi pune grișul peste galbenușuri și voi amesteca foarte bine totul. Voi continua să amestec grișul împreună cu galbenușurile până când galbenușurile se va încorpora foarte bine în griș. Am terminat de amestecat foarte bine grișul împreună cu galbenușurile până când totul a devenit o cremă puțin mai moale. Acum voi pune și albușurile. Și voi amesteca și albușurile împreună cu galbenușurile și grișul. Voi continua să amestec totul foarte bine.
Budinca de griș este gata, am terminat de amestecat totul în ea. Totul trebuie să rezulte o cremă mai grosuță puțin. Acum, aici am o tavă de chec și tapetată cu ulei și puțină hârtie de copt în fundul tăvii. Și voi răsturna budinca de griș în această tavă. Apoi o voi nivela foarte bine. Budinca de griș este gata. Am transferat-o în această tavă. Am așezat-o, i-am dat o formă deasupra. Acum o voi introduce la cuptor la 170 de grade. Și o voi ține în cuptor până când se va rumeni deasupra. În această cratiță am pus 50 de grame de zahăr tos și 50 de ml de apă. Aceste cantități sunt pentru sosul de zmeură. Voi lăsa totul să dea într-un clocot. Totul a început să fiarbă la foc mic. Dați aragazul la foc mic. Acum voi pune fructele. Fructele puteți să le pasați sau să le puneți întregi, exact cum am procedat și eu. Și voi lăsa și zmeura să se topească. Sosul de zmeură este gata, am oprit aragazul. L-am lăsat până când zmeura s-a zdrobit singură. Și sosul a mai scăzut puțin. Voi lăsa acest sos să se răcească foarte bine, apoi o să vă arăt cum voi proceda cu budinca de griș. Budinca de griș este gata. Am lăsat-o la cuptor până când s-a rumenit deasupra. Acum voi pune acest sos de zmeură deasupra. Lăsați budinca să se răcească și sosul. Și voi pune totul peste această budincă de griș. Este o budincă de griș foarte ușor de făcut și foarte, foarte gustoasă. Budinca din griș este gata. Este un desert foarte gustos și răcoritor. Lăsați budinca să se răcească foarte bine. Apoi puneți sosul de zmeură. Puteți să faceți un sos și din căpșuni, la fel cum v-am arătat ca cel de zmeură. Sau puteți să lăsați budinca de griș simplă, doar cu zahăr pudră deasupra. Dar cu aceste sosuri de căpșuni sau de zmeură, este mai gustos. Îl recomand să-l încercați și voi. La revedere!